Salutare lume, bine v-am găsit la un nou video. Probabil vă întrebați ce e cu scena asta. Băieții care sunt mai de mult timp știu. E bine, o să apropie curând turneu Tecmai Fury, țineți ochii pe canal. Dar până atunci vom trece direct la reacție de video la LL Stylish. Însă înainte de asta fac un stream de 12 ore astăzi. Exact când tu te uiți la chestia asta, eu sunt live. Intră pe canal dacă o să vezi chestia asta cu 2 ore înainte să înceapă live-ul, pentru că video o să fie postat la ora 10. Intră pe canal, dă-i set memento, aici set me remember, da? Ca să fii mereu notificat la următoarele live-uri și așa mai departe, dar mai ales la live-ul ăsta ești frumos notificat, Doamne ajută, mă închin, vă aștept număr cât mai mare acolo pe live să văd că am meritat să fac stream 12 ore. Bun, haideți să trecem împreună la video-ul propriu zis, băieți, al lui LL Stylish. Nu uitați că videourile astea sunt cu puțin de risc, pentru că trebuie să aleg cu grijă la ce canal, adică gen pe ce canal reacționez, pentru că se poate lua strike foarte, foarte ușor. Bine, claim în sine, nu strike, în fine, dar nu vreau să aprobe cu nimeni. De asta v-am zis și video de astăzi mereu vă menționez de unde, la ce, după ce canale mă uit la videouri. Video de astăzi este de la The Carry, e un canal care face montaje nu numai cu Stylish, cu multă lume, așa că dacă vreți să intrați la The Carry acolo, vă las oricum linkul de la video original în descriere, intrați pe video original și aveți mult mai multe chestii. Haideți noi să-i dăm drumul, avem și intro-ul de la The Carry frumos. E un canal smecher, sper să pot să reacționez la cât mai multe clipuri de la ei. Super tare, începem direct în forță, v-am zis, în primul rând, n-am nicio treabă cu Zed. Nu știu să joc, îmi place să mă uit, n-am nicio treabă cu Zed. Hai să vedem. Ok. Wait, ia. A fost 1v5? Oh, that's it, actually. Wait, what? What? Ok. Cred că e ok, volum. Oh, aici a fost de Halloween, stai puțin, vreau să mai văd o dată. Bun, deci dă Renekton, îi dă stun, își dă R2-ul. Oh my god, cât de bine a dat dodge! What? Genaia n-a mai fost vorba de Z, a fost vorba de movement. Wow. Frumos, frumos, frumoase montajele. Ok. O să dea W-ul, dar... Oh, a nimerit? Cred că a nimerit Q-ul. What the f... Băi, îmi rupe creierul! Și nu exagerez! Nu știu ce vorbește acolo, i-au tăiat sonorul, băieții, dar au făcut video. Ok... Haide... Stai... No way... Am crezut că moare Oriana, sincer. Bun. Oh, e cea și... Oh my god. No way. What? Ăla a fost hit-e, instant. Frumos. Oare, să curioz ce face aici. Deci avem un avocat Victor și Evelyn. Oh, nice. O să primească stun. Oh my god. Doamne, bă, băiatule, bă, cum joacă. Adică oricum am uitat la streamurile lui, dar nu atât de mult. Na, clean. Probabil o să joc și eu Z pe streamul de 12 ore, care este astăzi, intră repede pe canal acolo, după ce vezi clipul ăsta și dai câte un like, intră repede. Da? Intrați repede acolo la live. Holy moly. Wow. Ok. Nice pe kill, are R kill? Nu, n-are R. A, dar l-a luat pe Zac. N-ai nimic. Mamă cât de mici de pe double Q. Probabil să mă joc și eu Z. Vreți să mă joc Z? Poate mă vei juca și eu un match. For fun.
A fost frumos, actually. Chiar a fost frumos. Nice, frumos. Perfect, da, chiar a fost perfect. Da, aici e dead, nu? Yeah, e dead. What? 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 Așa că... Ok. Da, hai că ăsta a fost ușor aici. Aici a fost ușor. Ok, bun, morde. Ia dat exhaust. Care să pune exhaustul și la ultimată când bube. Nice flash. Nice flash. Nice flash, doamne, W, pardon. Mamă, era să-l bată. Wow. Da, știi, ai dat dodge la A, la Q și tot te bătea. Forță, Mordekaiser. Gold. Oh my god. Câte shoutdown-uri a luat. Oh my god. Wait. Nice. Ok, aici e 1v1z. Ha. Nice, frumos. A crezut că moare dacă n-ai văzut fața lui. Ok, ce ar putea să întâmple aici? Deci, vedem. Oh my god, cât damage așa. La mare parte prindea de Kiri singuri. Cât damage dat Raven. Nice. M-au luat 900 gol pe el, era super fidat Draven, era super, super fidat, guys. Ok, bun, ce-aș face eu cu Zed aici? Deci, mi-a dat râu acolo, aș fi dat EQ și după aia a fost, nu? Ok. No, nice one shot. Via fura baronul, by the way! Fiind jucător de jungle, acum mă uit numai la jungle ce face. O, se curios cum îl bate pe Mundo. Îl mai bate pe Mundo, oare? Are level 18. Are level 18. Uite cât îl aleargă Mundo! No way. Mundo e la fel ca și campion, atâta creier are. Da, și a așteptat rău oricum așa. Nu, a murit! A făcut penta, let's go! M-am bucurat și că am făcut eu penta. Peta, cum zice Yamato. Ok. Bun. Ce-ai face tu ca jucător aici? Ai fi dat probabil R pe aia, ignite tot și ai fi luat kill pe kill, nu? Hai să vezi ce se întâmplă. Ok, flash instant dat acolo. Probabil R înapoi. Iar W. Și-a scăpat. Și BM. Le-a făcut BM. Le-a făcut BM. Holy, cât a rapid se mișcă. No, n-a luat heal, lol. A cam intat acolo puțin. Bă, da seama că nu joacă și-o mereu perfect, că nimeni nu joacă mereu perfect. Mamă, ce close a fost! Nice. Oricum, bă, una peste alta omul joacă super bine Zed. Are niște mecanici insane de bune, dar s-ar face unul dintre cei mai buni Zed. Nu e cel mai bun Zed de lume, dar e unul dintre cei mai buni. What? Săracu. Ok, dați puțin să urmă aici. Ok.
Atât Leona. Ai 10-1. Oh my god, cât de tanky e echipa adversă. Mamă, cât de satisfy a fost și s-a văzut acolo. WR? A, nu. Am crezut că vrea să-și dea W acolo. Ăla e Yasuo, ăla e Mo, by the way. Îi dat pe Mo. No way, cât de bine a jucat. Cât de bine a jucat, cred că astea sunt ultimele faze. LOL. 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 Nu vreau să moară, nu vreau să moară, oprim video aici, nu vreau să moară. Nu vreau să moară. Băi, una peste alta, băieți. Omul joacă super bine. Mie îmi place. E șmecher să te uiți când cineva joacă atât de clean. Sincer, din păcate, vă dați seama, nu e fiecare meciul lui așa că ar fi fost rank 1 challenger. Dar vă recomand să vă uitați la Stylish dacă vreți să faceți asta sau dacă oricum vă uitați deja. Foarte bine pentru voi. Mie mi-a făcut plăcere să reacționez la video-ul ăsta. Pentru că una e că reacționez la Faker sau Dopa, care joacă campionii ok, dar e wow prin stilul lor de a juca. Și una e să reacționez la cineva care joacă un campion făcut pentru play-uri. Gen, campionii gen Z, Yasuo și Riven, de exemplu, sau oricum mai sunt, sunt făcuți special să te bucure când te uiți. Are sens ce zic? Să te bucure când te uiți. În altă ordine de idei, astăzi, exact în clipa asta, când tu te-ai uitat la video ăsta, intră neapărat pe canalul meu pentru că sunt live 12 ore de la Nexus. Dă câte un like la clipul ăsta, vino la mine pe stream, dă acolo câte un like și te aștept să vorbim împreună. Sper să fim cât mai mulți acolo pe live ca să merite, să zic așa, adică să simt că merite efortul și să fiu acolo hype, să nu fiu așa ultimul post omorât. La PC. Pa, pa, mersi frumos și ne auzim. Pentru voi vor dura 2 ore, 10 minute, o secundă dacă vedeți clipul, nu știu, deja când sunt live. Pentru mine va dura o noapte întreagă. Ne auzim mâine la streamul de 12 ore. Pa, pa.